foarte mult despre Târgu Jiu, ca și cum coroana ar fi apărut din senin la Târgu Jiu, când ea, de fapt, a fost fabricată la Petroșani, în Valea Jiului. Avem imagini istorice, care, din păcate, sunt istorice, pentru că atelierele centrale unde s-a fabricat coroana nu mai există. Au fost dărâmate recent ca să se facă în locul lor un mol. Să ne întoarcem cu gândul în anul 1914, când a început primul război mondial. În acest război, dacă s-ar face un film, pe Brâncuș l-am găsit la Paris, iar în țară ar fi alții. Războiul prim mondial, în Franța, mobilizarea s-a decretat la 1 august, în România, la 3 august, România a intrat în neutralitate, iar Brâncuș în Franța a încercat să participe la efortul de acolo, alături de pictorii și artiștii care simțeau, deși erau din toată lumea veniți la Paris, simțeau omenește. Brâncuș, alături de alți pictori, a contribuit la începutul războiului, când România era în neutralitate, a contribuit la ajutorarea artiștilor polonezi victime de război, alături de alți pictori și sculptori francezi. Și, în general, a fost aproape sufletește de ceea ce se întâmpla în țară. În august 1916, când România a intrat în război de partea aliaților, Brâncuș îi scrie prietenului Walter Pack că nu a putut și nu va putea să intre la în război, pentru că comisia de recrutare nu l-a găsit apt. Dar că îi pare bine că țara lui s-a alăturat războiului. Când a intrat România la război, dacă am fi într-un film, am putea să vedem ce s-a întâmplat cu trupele din Gorj care au plecat să apere Ardealul. Și interesant este că între aceste trupe se afla un tânăr locotenent de rezervă, Gheorghe Tătărescu, care va scrie, va vorbi peste ani și va aduce aminte cum a participat la această manifestare de apărare, de dezlovire a Ardealului. Din păcate, trupele române au fost împinse înapoi, n-au reușit să facă mare lucru, iar trupele străine care au trecut înspre țară au ajuns și la Târgu Jiu, aproape de Târgu Jiu. Au fost în drumul lor către Târgu Jiu, au fost pierderi de vieți omenești, iar la Târgu Jiu a existat un moment de care sunt foarte mândri orășenii, populația, oameni, simpli, bărbați, femei, copii, cercetași, au ieșit în întâmpinarea dușmanilor, a inamicului, ca să apere accesul în oraș. Era ziua de 14 octombrie, ziua de Sfânta Paraschiva. Și au ieșit de la biserică, au tras clopotele, s-au îndreptat cu toții să apere intrarea în oraș. Și au reușit să țină pe loc trupele inamice până au venit armata regulată care să poată să preia acțiunea. Acest moment, de care sunt foarte mândri orășenii din Târgu Jiu, a fost consemnat peste ani
bătălia de la podul Jurului se amintește într-o plăcuță pe care o putem găsi și astăzi pe pod, în care se spune că aici bătrâni, femei, copii, cercetași au apărat cu vitejie podul Jurului. Este locul pe care peste ani îl va marca și Râmbușeni ansamblul pe care va crea prin plasarea mesei în apropierea podului. După ce s-a terminat război care a însemnat o pierdere de multe vieți omenești, s-a obținut visul de veacuri a poporului, și anume Marea Unire. După care, în toate satele, în toate orașele, au început o campanie de cinstire a eroilor. S-au făcut troițe, monumente mai simple, mai complexe, în amintirea eroilor. Iar la Târgu Jiu, în 1934, a devenit prim-ministru Gheorghe Tătărescu, cel despre care vă spuneam că la începutul războiului a participat printre trupele care au fost în apărarea Ardealului, și a urmat o perioadă de mare boom economic. În același timp, trebuie să consemnăm faptul că Gheorghe Tătărescu a rămas cu o foarte mare și o foarte bună legătură cu Valea Jiului. Încă din 22 a fost înființat la Petroșani o gazetă a Jiului. În această perioadă a fost implicat politic în Partidul Liberal și în această calitate a fost în guvernele Brătianu 6 și 7, a fost secretar la interne. A fost după aceea ministru al industriei și comerțului în guvernul Duca, în guvernul Antelescu. A avut posibilitatea să cunoască mari industriași, să-și creeze relații. Iar în Valea Jiului a făcut foarte multe pentru cei de acolo. Sunt consemnate din articole de presă, s-au strâns într-o carte publicată recent de Marian Boboc, un jurnalist din Valea Jiului, toate materialele care atestă contribuția lui Tătărescu ca ministru pentru Hunedoara. A fost la un moment dat șeful guvernului liberal din Hunedoara și a ajutat foarte mult zona respectivă. În 1926 a fost angajat ca jurist consult la societatea Lupei din cadrul societății Petroșani, o societate anonimă cu capital foarte mare, care făcea la rândul său foarte mult pentru zona respectivă. Și se știe foarte bine, se știe foarte mult despre contribuția soției lui Gheorghe Tătărescu, despre Arechia Tătărescu. Aici aveți în imagine conducerea societății Petroșani. În centru este domnul directorul general Ion. Care mai de înălțime, care a fost inițial director la societatea Lupeni și apoi a ajuns director general la societatea Petroșani, domnul Ion Bujor. Ca director general la societatea Petroșani, domnul Ion Bujoiu avea o viziune largă, o înțelegere deosebită a momentelor pe care le
treceau și a fost un sponsor a unor monumente din Petroșani și dintre cei care au contribuit foarte mult la sponsorizarea coloanei. Să vorbim despre Aretia Tătărescu, despre soția lui Gheorghe Tătărescu. Nu e soția lui Gheorghe, ar putea, dar nu. E imaginea cu... Ea a fost cea care a creat cula de pe malul Jiului ca o... pentru muzeul Gorjului. O vedeți aici în imagine. În centru este Sanda, fica ei. Alături este Milița Petrașcu, cea mai micuță, iar Aretia este persoana cu costum românesc, al microfonul. A doua persoană din partea dreaptă. Aretia Tătărescu a fost interesată de a cinsti memoria ostașilor și în acest sens a rugat-o pe Milița Petrașcu să facă un monument pentru Ecaterina Teodoroiu, eroina de la Jid. A rugat-o să facă și un monument pentru toți eroii din zonă, iar Milița Petrașcu, sculptoriță, a avut smerenia să spună că e un altul mai bun decât ea, Constantin Brâncuș. Iar Aretia l-a solicitat pe Constantin Brâncuș să facă acest monument. Din relatările doamnei Sanda, fiica ei, se pare că la început Brâncuș a fost reticent. Avusese o serie de necazuri cu monumente care au fost refuzate sau pur și simplu nu s-au făcut și nu era foarte încântat să facă, să se implice în așa ceva. Nu trebuie să uităm din documentele care au apărut în Brâncușine, din volumul foarte important care prinde astfel de materiale, că în 1928 i s-a oferit lui Brâncuș să facă un monument pentru Unire și pentru regele Ferdinand. Însă pentru acest monument era un concurs și se cereau niște lucruri foarte precise. Ori Brâncuș, întotdeauna când îi se propunea așa ceva, cerea libertate deplină de acțiune, să știe unde este locul unde se plasează obiectul respectiv și ce are împrejur. Lucru care nu i s-a oferit atunci și cred că nici n-a ținut seama de această propunere. La fel, au existat propuneri pentru un monument Caragiale. El afirma că are o datorie de mulțumire pentru spiritul lui Caragiale, dar monumentul nu s-a făcut. La fel, la Caracal a fost vorba de un monument pentru Haralambiel, biblioteca, din nou cerea unde-i locul, ce împrejur, ce libertate de acțiune are. În momentul în care Aretia l-a invitat, nu se știe exact când a fost această treabă. Aretia venea la Paris, se pare că au existat niște discuții, corespondența dintre Brâncuș și familia Tătărescu a fost, se pare, arsă în momentul în care tătărăștii au fost arestați și nu avem documente precise, doar amintirile sale, fiica doamnei Tătărescu. Oricum, pentru acest monument, Brâncuș se gândea dacă să facă sau nu, în cadrul anului 1934. A existat un moment important pentru a lua o hotărâre și aceasta a fost vizita unui prieten bun al lui din tinerețe, Ștefan Georgescu Gorjan. Inginerul Ștefan Georgescu Gorjan a venit la Paris, la atelierul lui Brâncuș, în cadrul unor deplasări de serviciu trimis de societatea Petroșani,
unde era angajat ca inginer șef și unde lucra din 28. În momentul în care l-a întâlnit pe Brâncuș, a fost foarte bine primit. Brâncuș i-a arătat coloanele din atelierul lui și l-a întrebat dacă s-ar putea realiza o coloană de mari dimensiuni din metal. Iar sugestia pe care i-a făcut-o inginerul Gorjan l-a mulțumit și l-a întrebat dacă ar fi de acord să colaboreze. Cu care inginerul Gorjan a fost mai mult decât fericit. Asta se întâmpla la 7 ianuarie 1935. Data este înscrisă pe un catalog Brown pe care Brâncuș i l-a făcut cadou și reprezintă, practic, începutul colaborării prin oferirea unei concepții tehnice de care Brâncuș a fost mulțumit. Au mai trecut niște ani, au existat întâlniri în 36, la începutul lui 37 și, în sfârșit, Brâncuș i-a scris imediat după această întâlnire, i-a scris Miliței Petreașcu că este fericit să poată face ceva la noi în țară și mulțumește pentru privilegiul ce îi se dă. Scrie și el cu foarte multă smerenie: mă simt ca un ucenic în ajunul de a deveni calfă. Acest text foarte frumos a fost tradus în franceză de domnul Brezianu în Revue Romaine, Histoire de l'Art, și după aceea a fost retradus în română de foarte multe lume. Scrisoarea este frumoasă, e în română, se află la Academie și poate fi consultată acolo. Este momentul de acceptare a acestei comenzi și începutul lucrului se va face la atelierele centrale din Petroșani, despre care v-am vorbit. Brâncuș va veni în țară, va fi găzduit la Poian de familia Cătărescu și apoi va sta la inginerul Gorjan la Petroșan. O să durează acolo o perioadă destul de lungă de stabilire a elementelor coloane, cât de mare să fie, cât de înălțime să aibă și așa mai departe. Și apoi Brâncuș va ciopli un modul de lemn de tei pe care se va turna la atelier. Atelierele centrale aveau lucrători foarte buni de toate etniile. Erau în Valea Jiului, veniseră de peste tot pentru minerit și la ateliere erau unguri, cehi, românesi, care toți își făceau treaba foarte bine. În peste ani, inginerul Gorjan va povesti cum s-a făcut lucrul aici și va menționa ca principal colaborator al său pe inginerul Nicolae Hasnaș. Aici trebuie să găsiți imaginea. Asta e tata, este inginerul Gorjan. Acesta este Nicolae Hasnaș. Un tânăr inginer care s-a ocupat de proiectare și care a avut o contribuție importantă la această manifestare. În peste ani, inginerul Gorjan va lua legătura cu lucrătorii, va comenta cu fiecare cum s-a făcut treaba și va, în timpul ridicării coloanei, a fotografiat fiecare moment important al acestei operații. În momentul de față s-a retipărit un catalog al unei expoziții din 2013 pe care îl veți putea primi, e recent apărut și care are legende în trei limbi, cu toate aceste imagini
făcute de inginerul Gorșan și unele primite chiar de la lucrător. Și de acolo veți putea vedea cum s-a ridicat monumentul. Peste ani, despre această operație, încercat să scrie o carte. Cartea a apărut după moartea inginerului, s-a publicat pe jumătate, apoi jumătatea a doua peste niște ani. S-a retipărit în 2004, am fost la lansare cu domnul Șușară, din păcate un tiraj foarte mic și acum încercăm să reedităm și această carte. Despre colaborarea inginerului și a lucrătorilor, a scris foarte frumos Gheorghe Tomozet la un moment dat. Și scria pentru acești mulți care au lucrat la coloană, că au executat strania comandă, fără cusuri, muncind drăcește și îngerește. Și-au amestecat confratern sudoarea, români, unguri, țași, evrei, slovaci, ori polonezi, ori cehi, ori austrieci. Pe truda lor, pe calculele nervii și inspirarea lor, s-a zidit monumentul, sădit într-un câmp din mărântul oraș ortean, de geniul Marelui Mește. În afara coloanei, a mai lucrat Brâncuș la poartă cu meșterul Alexandrescu, care a făcut inciziile de pe poartă, iar masa și scaunele au fost realizate la atelierele din Deva, tot din Hunedoara. Legătura între Hunedoara și Gorj este important de menționat și de scos în evidență. Despre coloană, Brâncuș însuși afirma că este unica dintre coloanele lui care s-a ridicat la cer. Dorința aceasta și-o exprimase în 33 într-un catalog cameră, în care sunt coloane, sunt proiect de coloane care mărite vor susține volta cerească. Iar în volumul Brâncuș inedit găsim o definiție foarte frumoasă a coloanei, în sensul că coloana este ca un cântec etern care ne duce în infinit, dincolo de orice durere și bucurie. Vă mulțumesc! Mulțumim, Sărana! Domnul Șușară a amintit de Inoia. Inoia este într-adevăr o instituție dragă nouă, din nou pentru mine și colegii mei care sunt în parte aici de față. E vorba de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Optă Electronică, dar dați-mi voie să fiu subiectivă și să vă spun că participa cea mai dragă nouă din acest institut este Centrul de Excelență pentru Restaurările prin Tehnici Optoelectronice, care se numește prescurt CERTO. Are un nume și un acronim atât de frumos încât îmi place mereu să-l amintesc. Ne-a dat încredere și speranță și îmi place să adaug că este dincolo de italienescul CERTO, este latinescul CERTO, care ne declară foarte cuvinte și învingători în orice luptă, lucru de care un cercetător are nevoie. Nu am vrut să trec mai departe fără să îi amintesc acolo atât de modest înșirații colegii mei, mai degrabă o parte dintre ei. Este un grup tânăr, dinamic, de 10 persoane, cu specializări foarte diferite și chiar dacă revin și spun o parte, sunt de față. Sper asta să nu-i influențeze, mă refer la fraza următoare. Avem curajul să ieșim cu tehnici foarte pretențioase din laborator. În laborator, de multe ori, cercetătorul este leu. Știe să tragă concluzii, știe să aprecieze informații și date. Încercarea mare este să ieși cu aparatele, cu metodele, cu principiile și să dai față cu proiectul propriu zis, cu societatea și cazuistica. Și vorbesc general, pentru că trebuie să spun că o fac și alți colegi de-ai mei în alte domenii,
Dar astăzi, evident, voi vorbi despre ceea ce știe să facă Art for Art, un acronim, am crezut noi și credem că e inspirat, Advanced Research Technology for Art and Archaeology. Este un autolaborator, un laborator mobil, cu alte cuvinte, care nu numai că strânge informații, colectează date. A fost numit în Europa în diverse campanii ambulanță pentru patrimoniul cultural. Asta și pentru că, dincolo de modul în care colectează datele, un mod inteligent de a colecta informații, de a le extrage, de a interoga, așa folosim noi, acesta ar fi verbul potrivit, interoga bunurile culturale, știe să dea și concluzii imediate și apoi unele prelucrate ulterior. Cu alte cuvinte, am venit aici. Vă dați seama că aș vrea să vă povestesc mult mai multe. Dar ceasul ăla care ține pe telefon în fața Pavel mă stresează un pic. Da, este poate cel mai, și cu siguranță, cea mai mare provocare în sensul întinderii pe suprafață. Este vorba de 1 km și 200 de metri. Și ne-am apropiat, am caracterizat, am încercat să formăm un pachet de date cât se poate de relevant pentru masa tăcerii, poarta salutului și coloana fără sfârșit. Pe scurt, laboratorul știe să facă non-contact, non-invaziv și răspuns în timp real. Nu sunt cuvinte simple. Puneți-vă pentru un moment, cei care nu faceți asta din natura meseriei, întrebarea cum poți să cunoști pigmentul, degradările ascunse din celălalt colț al încăperii. Și vă veți da seama că nu este la îndemâna oricui și că trebuie să știi cum să gestionezi informațiile. De aceea, o parte grea a proiectului a fost chiar crearea programului de protocolului de cercetare și strângerea datelor. Nu pot să trec mai departe, vreau să spun că încă de la bun început am știut că sunt și factori agresivi de mediu sau antropici care agresează bunul cultural. Ce este deosebit, poate pentru autolaboratorul pe care îl prezint astăzi și dumneavoastră, cunoscut doctora, este că nu numai că el știe să colecteze datele după, cu proprietățile acelea, non-contact, non-invaziv și răspuns în timp real, dar știe și să împacheteze informația într-un mod inteligent, ajutând la tragerea concluziilor, dar este și capabil să exporte informațiile acasă, la noi, în laboratoare, unde sunt sistemele de procesare puternice și totodată să cerem ajutorul. Este un sistem online prin care poți obții chiar și consultanță în timpul intervențiilor. Foarte pe scurt, n-aș vrea să intru în detalii foarte tehnice acum. S-au făcut analize radar, georadar, analize fizico-chimice pentru caracterizarea elementală și moleculară in situ a materialelor. N-aș vrea să trec mai departe fără să spun că sunt astăzi asociate și datele livrate de ceea ce numim noi laborator aerian. Cu alte cuvinte, capitolele principale pe care le-am încărcat cu informații în primele campanii s-au referit la factorii de mediu, la construirea modelelor digitale tridimensionale, a informațiile despre, așa ne numim noi, volum, despre corpul obiectului și apoi despre analizele fizico-chimice. Foarte pe scurt și vă mărturisez că nu sunt foarte focusată și foarte interesată de regulă în construirea modelelor tridimensionale, digitale, pentru că au o exploatare, par foarte răspândite. Sunt folosite de foarte mulți ani pentru tururi virtuale, mai mult sau puțin pentru entertainment. Pentru o promovare destul de simplă, ca să folosesc un cuvânt ușor online. Pe noi ne-a interesat construirea modelelor tridimensionale, digitale, pe care să le folosim ca un schelet, dacă vreți, ca un numeraj pe care așezăm celelalte date într-un model multistrat.
este cunoscut și este capabil. Ieri și doamna profesor Calderon povestea despre predicție, despre modul de interpretare inteligentă a datelor. Eu adesea, noi tindem în grupul pe care, din care fac parte, către predicție și simulare. Putem să ajungem chiar la varianta de a simula intervenția și a vedea unde sunt factorii de risc majori. Ca atare s-au lucrat în primul an la modelul tridimensional prin scanare cu laser, ulterior completările, care întotdeauna presupune și o texturare prin fotografie. Am mers mai departe, în anul următor, prin fotogrametrie, de altfel foarte detaliată. Datele se găsesc în parte și online pe Sketchfab, o să aveți adresele la sfârșit. Aici, evident, numai câteva extrage din pachetele mari. Și am ținut să subliniez că aceste modele, cum spuneam la bun început, sunt utile, într-adevăr, vizualizării, vizitării, dacă vreți, de oriunde din lume a unui ansamblu, a vizualizării pieselor, dar mai mult decât atât, din punctul meu de vedere, sunt suportul celorlalte date care se poziționează reciproc extrem de precis și sunt totodată, dați-mi voie, pot să folosesc îndrăzneț anumiți termeni, reprezintă anvelopele obiectelor care văzute sucesiv în timp, evident, ne dau eroziunea, coreziunea, atacurile, degradările și ne ajută să înțelegem mecanismele de îmbătrânire și degradare. De exemplu, pe lângă fotogrametrie și informațiile microscopice și foto, putem urmări și în lumină, sunt imagini în paralel din aceiași ani, dar invizibil și cu lumină de fluorescență, în care se văd foarte bine alveolele și depunerile de calcină. Naturale, de altfel. Este iarăși analiza multispectrală, care ne-a ajutat pe întreaga suprafață a operelor de piatră, să vedem și să putem face analizele elementale, punctuale, a tuturor materialelor de adaus, a chiturilor, din etape diferite, din istoricul intervențiilor pe poartă sau pe masă făcerii. Nimeni nu se întreabă de cele mai bine de 15 ani dispar din marile universități americane laboratoare de gândire pentru societate. Cu alte cuvinte, nimeni nu vrea să afle de unde apare o gândire violent oponentă formării unor state între americi și puritane, dar coincidente cu perioada post-revoluționară a continentului european. Și nimeni nu mai pune față în față textele originale ale marilor filozofi, care sunt înlocuite cu citate alese cu grijă, dar trunchiate de pseudofilozofi inteligenți și negativ manipulatori. Sigur că în auzit o instituție de valoare a Universității John Hopkins și unde toate științele exacte îi perpetuează nivelul științific, nu pot înțelege rolul aberațiilor pronunțate sau scrise de profesorul Michael McInfried, pentru a cita doar un nume care e destul de cunoscut în lumea noastră, preocupată de toate noile teorii despre artă. La îndemâna publicului român, exemplu cel mai grăitor ar fi citirea în paralel a lucrării lui Karl Popper despre societatea deschisă, cu lucrarea falsului său emul cu același subiect, George Soros, pentru transformarea sistemului sovietic, traduce în limba română a lui Humanitas, în 1990, imediat. Câtă grabă pentru continuatoarea editurii politice. Principiul unei societăți deschise funcționa în Statele Unite înainte ca Popper să-l argumenteze filozofic, iar Soros să-l deformeze cu abilități speculative. Între principiile ușor utopice ale marului filozof austriac și tăvălugul globalist al reformulării internaționalismului neproletar, dar în esență tot marxist al speculatorului, diferențele se cer a fi decelate cu atenție. Mă alătur încă o dată întru totul teoriilor domnului tânăr Minerv Danea, care reușește în prefața sa, traducerea română a lucrării Kimball, să evidențieze toate aspectele de normalitate care ar trebui să marcheze gândirea unui intelectual contemporan, conștient de reverberația înscrisurilor sale în societate și neconfirmat de miasmele prăditoare ale ideologiilor nătânge. Prea ne-am învățat să înghițim pe nemestecate
tot ce ne servește în mediul virtual și asta ne face rău și nu face rău doar stomacului și ochilor, ci din păcate și creierului și ființei noastre profunde. Reajung la Brâncuș. Brâncuș, gândul unui traseu inițiativ. La apogeul renumelui său internațional și devenind un artist foarte cunoscut, atât în piața mondială, în plan mondial, cât și în cercurile oamenilor instruiți și plăcere altor frumoase în România, participase câteva ori la diferite expoziții de grup în București, ocazii ce nu fusese ratate de mari colecționari în vreme, Brâncuș este invitat de Alexandru Tătărescu, în numele Comitetului Național al Femeilor Române, să conceapă să edifice un monument în memoria eroilor căzuți în primul război mondial, Emalujiul. Tentat de propuneri și cu o iubire nostalgică a ținutului său natal, nu știmete mai întâi desene și cadre și s-o și pe apoi în 1937 pentru perfectarea proiectului din tâmp. Acesta era atunci plana fără de sfârșit. Până aici toți exegetii relatează, fără contradicție aparentă, o istorie asemănătoare. Pe terenul ce îi se oferise din partea primăriei și în apropierea locului destinat lucrării sale, se afla deja în construcție incipientă Biserica Sfinții Petru și Pavel. Din acest punct de vedere, interpretarea mea, desigur, nici prima și nici probabil ultima, bazată la rândul ei pe înscrisurile rare disparate ale lui Constantin Brâncuș, începe să se diferențeze de cea altora care merg până la, după părerea mea, grosolana falsificare a mărturiei chipurile a dorințelor marului sculptor ca biserica să fie mutată pentru a nu stânjeni monumentul. Noul iluminism și influența marxismului agnostic de care am vorbit, influențaseră deja în epocă un număr mare de tine intelectuali de stânga. Fără o inutilă polemică, eu cred că ne aflăm într-o confuzie datorată opiniilor acelora care, apropiați ai sculptorului, încearcă să-l îndepărteze pe acesta de imaginea care era proprie, și anume a unui Brâncuș mistuit de trăiri și pasiuni mistice, obiceiul de religiozitate moștenită din filozofia de viață a țăranului român. Brâncuș nu numai că nu a cerut să fie mutată construcția bisericii, dar altele au fost dorințele lui, rostite inutil și atunci și peste timp, pentru a nu cita decât supraversarea căii ferate, complicată mai apoi de tot felul de străzi și o secționat plină de aglomerație constructivă, oribilă, proiectul său. Dar s-a bucurat în cele câteva etape petrecute în România până în 1938, trăgând el însuși clopotele acelei biserici, participând ca și la Paris la coral și oferind chiar mici desene pentru acadramentul ușii, imagini pe care le găsim și astăzi în pridvorul bisericii. Îmi permis să adaug că în fața acestei realități ce nu-i fusese descrisă, Brâncuș se lasă stârnit să pună pe hârtie și în operă un gând al său mai vechi, gândul unui traseu inițiat. Desigur, născut ortodox, Brâncuș participa la oficiile liturgice în interiorul bisericii ortodoxe, dar împătimit al cunoașterii mistice, odată sosit în Occident, își îndreaptă lecturile și impulsurile intelectuale nu către construcțiile catedralelor catolice, nu către protestantismul fost iluminist, ci către mistica orientală, către budism și mai scurt experiența monahică tibetană. Milarepa, cel bucălugă tibetan al secolului XIV, devine una dintre lecturile lui permanente, un ideal al său. De altfel, prietenii și partizanii îl porecliseră Milarepa din Montparnasse. Sunt mici note și amintiri ale altora ce mărturisesc despre teoria sa a regăsirii sau interpretării fundamentelor creștin-ortodoxe în consonanță ciudată cu gândirea lui Milarepa. Tot ceea ce este inițiere și inițiativ, tot ceea ce este relație directă între om și divinitate, între viață și moarte, ca părți ale aceluiași traseu, transgresarea spiritului, înălțarea, zborul, curgerea apei și a timpului, devin constante ale gândirii brâncușiene. Deși și deruta anumitor teoreticieni contemporani lui, care simțeau un anume tip de modernitate, dar nu știau să le explice în afara curentelor avantgardiste pe care Brâncuș nu le accepta, susținând că arta lui este realistă, dar nu trebuie confundată cu necoapta copiere a formelor realității. Era cuprins de arta vechiului Egipt, în aceeași logică a scormorinii spirituale și plănuia temple în maniera asemănătoare. Trebuie să găsim și un factor pozitiv în tot ce a scris Varia, de data asta o notează cum trebuie. Precum și monumente inițiatice în India. Iată-l deci pe artist, pe acest câmp al artilerii, în preajma unei construcții ecleziale, aproape de parcul orașului, puțin amenajat, aproape natural împădurit și străjuit de malul rapidului Jiu. Așa și concepe el prima și ultima sa lucrare inițiatică, finită,
ce ar fi trebuit să fie urmată de proiectul de senat din India, de la Indore, proiect la care războiul a obligat să renunțe. Ar fi avut ca scop celebrarea eroilor, dar se voia cu mult mai mult decât atât, un îndreptar spiritual necesar prezentului și viitorului. Atrag atenția că în transcendența culturilor semnificative, și nu doar europene, cultul eroilor depășește religiosul pentru a aparține sacrului. Cheia citirii adevărului operei de la Târgu Jiu ar fi trebuit să ne fie clară dintr-un început. Armonia dintre materie și formă obligatorie într-o creație dedicată sacrului. Alte cuvinte, ce punem întâi? Cum am făcut timp de foarte multe decenii restaurare? Sau ar trebui să trecem întâi la supraveghere, întreținere și conservare și apoi, când e cazul, cu parcimonie la restaurare? Dacă pentru monumentul din tâi coloana fără de sfârșit alesese fonta alămită ca material și apelase la ingineri metalurgi cunoscuți, prieteni, să nu uităm prietenia cu Georgescu, cu Jean și cu alții, și să nu mai uităm că trăia la Paris, unde toate componentele Tureferului fusese turnate în România. Pentru celelalte componente ale acestui proiect inițiatic, alege cu pasiunea lui nedezmințită pentru materiale un anume tip de piatră, un calcar poros numit travertin, pe care fie îl descoperă, fie îl știa de pe vremea când își ligase deja un nume de tânăr cioplitor și pietrar, în cariera Van Potoc, în apropierea Simeriei și a Deținutul Cunedoare. Din acest tip special de travertin îi va instrui pe meșterii pietrar ce, două puncte, să-i selecționeze cu grijă și pricepere, să-i taie și să-i aranjeze blocuri de piatră care urma să fie așezate vertical și orizontal, blaturi rotunde sau scaune paralelepipedice, frize ce urma a fi sculptate de însuși sau sub îndrumare, și maximă atenție, remarcând două tipuri de travertin în aceeași carieră, îl alege pe cel mai poros pentru poarta sărutului și pe cel ce se lasă mai ușor de șlefuit, cu granulație mărunte pentru masă și scaune. Este rogul să citez încă două amănunte asupra conștiinței lui Brâncuș, la care acesta revenea cu obstinație și în plină maturitate artistică. Materia este cea care își alege forma finală și nimic din ceea ce știrbește, fie și invizibil pentru ochiul altuia, dacă nu rămâne așa cum și-a dorit sau cum și-a impus materia în care lucra, nu trebuie să dăină. Contemporan cu Brâncuș, Antoni Gaudí, marele arhitect catalan, e singurul care are poate aceeași dominantă a sacralității în tot ceea ce a reușit să construiască sau să lase să fie construit. Nu există o altă asemănare posibilă între cei doi artiști decât căutarea lor asiduă, febrilă, a sacrului în materie. Singurele fragmente existențiale în care catalanul și olteanul urmăreau calea asemănătoare erau felul în care niciunul, nici celălalt nu vroiau să părăsească haina și comportamentul modestiei cotidiene și faptul că nu acceptau nici în glumă, iar umorul chiar nu le lipsea, cu nici adorația perfecțiunii feminine, imixtiunea altcuiva în gândul lor creator. E cunoscut episodul când, întors dintr-o călătorie, Brâncuș descoperă cu neplăcere că, fără să fie consultat, grijulii săi colaboratori montaseră pe blatul de sus al mesei tăcerii o placă de bronz cu numele sculptorului și a sculpturii. Fără multă vorbă, dar evident mânios, a pus brusc mâna pe un baros și a îndemnat echipa să urmeze spărgând piatra urme de impietate. Blatul superior al mesei tăcerii de astăzi este următorul cel acceptat de Brâncuș, fără intervenții în afara de semnul. Reamintesc că Brâncuș și-a dorit un proiect care străbătea de la malul Jiului parcul comunal și trecea de biserică pentru a se finaliza cu opera care încorona proiectul Coroana Infinitului, sau mi se mai spune fără de sfârșit. Masa e masa a plăcerii, cu atribuitea meditației, neîntâmplătoare distanța dintre scaune și masă. Neîntâmplătoare este și simbolistica curgerii apei. Curați și înălțați prin meditație și numai după aceea ne vom putea ridica pe alea străjuite de alte scaune, unde putem să reluăm procesul de auto-interogație meditativă. Ne apropiem de poarta sărătului pe care materia și listânul purificatorii Brâncuș ne invită să o privim de aproape și să procedem la o înnoită meditație lângă ea sau sub ea. De data asta medităm la despărțirea de cei dragi, la sensul despărțirii de viață,
și să acordăm ultimul nostru sărut celor care, de care îndepărțim. Cu deosebire enormă între forma esențializată și deloc senzuală a figurii simbolice a acestui sărut și sărutul răsare al aceluiași brâncuși, sărături pământene, vitale, tinerești. Poarta sărutului este plină de serenitate. Un monument și triunfal și funeral, înconjurat de calm, înțelegere și profunzime spirituală. Un monument al păcii în sensul lui Iisus. Motivul sărutului ultim este reluat în friză. Poarta este o poartă între tărâmuri și deloc un arc de triumf în sens războinic, ci un arc de triumf al jertfei superioare, un triumf al Spiritului. Creștinii își vor continua până către biserică pentru a se spovedi, pentru a primi și alte sfinte taine și abia apoi, curățați sufletește, vor căpăta forța și putința de a-și înălța privirea către înaltul cerului, cistindu-i pe eroi și închipuindu-i pe aceștia de-a stânga și de-a dreapta celui de sus. Tot așa precum făceau și strămoșii pământenilor brâncuși, care cerceau stâlpul ce străjuia mormântul familiei din cimitir, sau sprijinea pridvorul către înălțarea acoperișului casei, locuința fiind și ea pusă în tradiția paleocreștină în grija divinității. Din această concepție de care sculptorul meditase îndelung, iar atelierul, schițele și notițele sale sunt tot atâtea mărturii, Brâncuși ajunge să-și aleagă piatra. Travertinul este materialul viu, trăiește asemenea nouă, prelând elanuri de vioiciune, dar întâlnându-se în mod natural, ca și cum artistul ar interveni mereu asupra lui. Din aceasta se explică și dorința lui ca travertinul cel mai poros, cel mai viu, vital, cel mai dantelat, cel mai cald și prietenos, să fie cel al porții. Travertinul de Bambotoc care și-o anumită particularitate, o celulă cu o încărcătură feroasă suplimentară, care în contactul dorit cu natura, cu intemperiile unele catastrofice, aduce către suprafața operei nuanțe noi, culori schimbătoare și oricum îngălbenite, nu albe și reci, ca marmura. Intervențiile un parcurs sinuos și nu totdeauna documentat. Din păcate, dintr-o atentă studiere a întregului material documentar păstrat, dar mult prea rar cercetarea Institutului Național al Patrimoniului, a fost să constat că majoritatea intervențiilor ce urmau să aducă false efecte restauratoare, încă de la sfârșitul, la începutul anilor 60, nu s-au sfis să lase scris și să acționeze, neîncercând a medita și intui dorințele intime ale lui Brâncuși și neavând capacitatea să pătrundă dincolo de cea li se pare fi un atac al naturii asupra operei. Nu face excepție la asta un nume sonor pe profesorul arhitectura bucureșteană, cu enorme și incontestabile alte merite, pe care am avut onoarea să-l cunosc, Richard Bordenache. Dar care susține în scris nici mai mult și mai puțin că blocurile de piatră nu au fost șoptite cu grijă, că sunt prost îmbinate. Și nemulțumințe doar cu greșita lor interpretare și dovedită, neîncredere în genialul Pietrar Brâncuși, adoptă soluții de restaurare ce persistă greșit și sunt preluate până astăzi. Desăparea viitorului brâncușean, recimentarea și acoperirea lucrării până acoperiș de tablă de plumb, cu scurgeri pentru apă, ce păreau câteodată prea abundentă, în opinia lui, și a urmașilor restauratori.